16 minute. Îl invit la microfon pe domnul senator Crin Antonescu, se pregătește domnul senator Gheorghe Frundo. Domnule președinte al Senatului, domnule președinte al Camerei, doamnelor și domnilor colegi parlamentari, domnule prim-ministru, domnilor miniștri desemnați și, cum vă spuneam mai devreme, iminenți, știm cu toții că ce era de spus în opoziție am spus și că a venit vremea la o parte din putere, la puterea executivă, în cea mai mare parte a ei fiind, să facem. Partidul Național Liberal este, domnule prim-ministru și domnilor miniștri, alături de dumneavoastră întru totul. Suntem nu numai parte a acestui guvern, suntem cu toți parlamentarii noștri parte a unei, sper, majorități care vă va investi astăzi și vă va susține pe toată perioada de guvernare și suntem în deplină solidaritate politică, suntem gata să împărțim această enormă responsabilitate. Vă mulțumesc că și de aici, din Parlament, sau și aici, în Parlament, domnule președinte Victor Ponta, pentru faptul că ați avut curajul de a lua împreună o decizie curajoasă, riscantă, dar necesară, anume aceea de a pune ceea ce socotim a fi obligația noastră în fața cetățenilor României deasupra unor calcule electorale. Sunteți un om curajos, acesta este un semn de bun augur și fie ca acest curaj să se însoțească cu pricepere, cu onestitate și cu tot ceea ce înseamnă elementele unei bune guvernări până la capăt. Cred cu toată tăria că așa va fi și sper ca la capătul mandatului limitat pe care astăzi dumneavoastră și guvernul îl asumați să putem sta cu fruntea la fel de sus cum stăm acum. Eu, să știți, stimați colegi din opoziția parlamentară, că ceva putere mai are altcineva despre care sperați în continuare că vă e prieten, deși văd că nu vă mai frecventează reuniunile de largă audiență mediatică. Sper, dragi colegi, că nu vă imaginați cu adevărat, așa cum unul dintre dumneavoastră spunea, că domnul Ponta și cu mine am făcut un program de guvernare în mașină până la Brașov. Și dacă mergeam pe jos până la Brașov, nu despre programul de guvernare am fi discutat. Împreună cu Victor Ponta și cu toți ceilalți colegi ai noștri, discutăm despre ceea ce urmează să facem din prima zi când veți fi plecat de la guvernarea României de multă vreme. Discutăm instituțional din 5 februarie 2011, discutăm așezat, discutăm serios și ca dovadă, astăzi știm ce avem de făcut. Programul prezentat aici este, o știți prea bine, dar îmi fac datoria să o reamintesc și pentru dumneavoastră și mai ales pentru cei cărora trebuie să le dăm socoteală, și anume cetățenii României, un program nu pentru un ciclu de guvernare, un program care nu poate asuma toate țintele din proiectul nostru politic, ci un program limitat care răspunde nevoilor imediate, urgente, pe care le au milioane de cetățeni români. Între aceste nevoi urgente se regăsesc, domnule președinte Kelemen, cu nesfârșit respect mă adresez dumneavoastră, se regăsesc lucruri care privesc cetățeni de etnie maghiară, ca și de toate celelalte 17-18 etnii pe care cu o destoinicie nemai auzită domnul președinte Kelemen le-a enumerat astăzi. Este vreo problemă stringentă și urgentă a unei minorități naționale din România? Suntem gata să o discutăm.
cred că ar fi trebuit să o rezolvați, că ați guvernat până ieri. Noi considerăm, Victor Ponta consideră, noi considerăm alături de domnia sa, că există astfel de probleme urgente de rezolvat până în luna noiembrie și Victor Ponta le-a enunțat. Ele sunt ale unor cetățeni români aparținând etniei și comunității maghiare în egală măsură cu cei care aparțin etniei și cetățeniei și comunității românești. Când vorbește despre respectarea legii pe care ați încălcat-o dumneavoastră, UDMR, la guvernare și în majoritatea care a susținut guvernele încălcătoare de lege, Victor Ponta vorbește despre respectarea legii pentru toți cetățenii români, inclusiv pentru maghiari. Când vorbește de restituirea a ceea ce dumneavoastră și guverne din care făceați parte și pe care le-ați susținut, le-ați luat cetățenilor români, Victor Ponta vorbește în egală măsură despre români, maghiari și alți cetățeni români. Dacă există vreo altă urgență, în afară, desigur, de dreapta abrogare a unei hotărâri de guvern abuzive pe care ați dat-o, vă rog să ne spuneți, vă rog să-i spuneți primului ministru și guvernului său. Mi s-a părut întru totul nedrept, domnule președinte Kelemen, să vorbiți astăzi în termeni cu totul disproporționați, patetici, în sens prost, îmi pare, despre, vezi, Doamne, faptul că acest guvern care vă cere și ne cere votul astăzi, după 20 și nu știu câți de ani, pornește așa vreo prigoană contra minorităților. Domnul Kelemen știe probabil bine, dacă nu știm cei care suntem ceva mai în vârstă, că și în timpul regimului comunist, în programe, în hârtii, în statute de partid comunist, nu lipsea vreun capitol despre minorități. Dar trebuie să știe domnul Kelemen și trebuie să știți dumneavoastră toți că niciunul dintre noi, nici din PSD, nici din PNL, nu avem niciun fel de reținere să ne uităm în ochii dumneavoastră și să spunem am făcut tot ce se cuvenea făcut pentru ca în România, comunitatea maghiară, celelalte minorități etnice din România să fie tratate și să beneficieze de standarde europene autentice. A fost foarte bine că am făcut aceste lucruri, vom face împreună ceea ce mai trebuie făcut, din orice punct de vedere, dar a acuza astăzi acest guvern că nu are un capitol formal despre minorități, când de vreo nu mai știu câți ani dumneavoastră UDMR guvernați, mi se pare cel puțin nepotrivit și mi se pare, în orice caz, față de primul ministru desemnat, Victor Ponta, un om extrem de prietenos cu dumneavoastră, mi se pare ingrat. Domnule prim-ministru, porniți la un drum care va duce unde ne dorim toți și va duce în locul în care, sper, cetățenii României vor vedea că se poate și altfel. Eu nu am nimic de adăugat, programul dumneavoastră este și al meu, programul acestei echipe este programul și al nostru, al Partidului Național Liberal. Vă rog sau vă cer, în mod special, și Partidul Național Liberal vă acordă tot sprijinul pentru asta, să nu uitați niciodată că cele două instituții pe care trebuie să le respectați în mod primordial pentru a rămâne mereu un stat democratic sunt Parlamentul în întregul lui și, de asemenea, domnule prim-ministru, opoziția. Opoziția este o instituție și nu sunt doar niște oameni, cei mai mulți definitiv compromiși politic și altfel, este o instituție de care toți avem nevoie și pe care dumneavoastră, în primul rând, ca prim-ministru, va trebui să o respectați. Vă doresc succes și în această privință și îmi doresc ca domnul președinte Kelemen Hunor, ca reprezentanții politici ai UDMR, măcar după ce trece această împrejurare politică, să ajungă măcar la doza de seriozitate pe care astăzi cred că v-au putut-o prescrie chiar cei din UNPR. Dacă domnul președinte Kelemen Hunor spunea, așa cum a venit domnul Nicolicea,
Noi nu votăm pentru că n-am încheiat nicio înțelegere. Erați la fel de respectabil cum ați fost 20 de ani. Mulțumesc, succes!